deplasare, pentru că n-au jucat cu Dinamo, Burna Socoteala și finalul, când s-a întrerupt campionatul. E, aici, pe jos, în spate, și Achim face și el dubla. Două goluri marcate de Achim, două goluri marcate de Iancu, în fața unei echipe prăbușită și la propriu și la figurat. A ratat ceva mai devreme și înscrie până la urmă, stabilind probabil scorul final. Nu trebuie să ne grăbim, mai ales după ce am văzut FCSB cu media și să anunțăm scorul final când mai sunt 30 de secunde, un minut. Da, sigur că nu se mai poate schimba învingătoarea. Lejeră victoria până la urmă. Chiar lejeră, lăsând la o parte proporțiile scorului, ținând cont de